Am revenit după ce ați văzut cât de frumoase, doamnelor, vă poate face crema Gerovital. Vedeți, eu, de exemplu, folosesc Gerovital și mă mândresc cu asta pentru că sunt tânără, sunt frumoasă, după cum vedeți, și dacă nu mă laude, cine să mă laude? Bine, normal, tu știi cel mai bine. Nicolina m-a învățat să spun mereu ce vreau și cum se va îndeplini și se îndeplinește. Vorbeam în pauza publicitară cu Nicolina cum să concretizăm această dorință pe care noi ne-o punem în ochiul al treilea. De ce se spune ochiul al treilea? Pentru că zice că vezi cu el. Ce vezi cu el? Alte dimensiuni, alte realități pe care ți le creezi. Și nu de asta că vezi, că se împlinește ceea ce vezi. Ei, adică tu vezi, creezi realitatea și ea se va împlini. Înțeles? Da. Deci întâi vizualizezi și apoi se materializează. După, practic, după cât timp de exercițiu și pui pus în practică lucrul ăsta, se îndeplinește și după părerea ta, un minim și un maxim, cam în cât timp crezi că punându-ne o dorință o și ducem la capăt și se și materializează? Okay. Cea mai mică perioadă sunt, cred că, 10 minute a unei cursante care a început să facă cursul. Da? Și avea nevoie de ceva. Așa. Nu știa de unde. Avea, în schimb, nevoie de ceva. Și a pus focus, dorința respectivă. Moment. Focus. Păi de concentrare, asta înseamnă concentrare, focus. Înseamnă concentrare. Eu mai pun, asociez și cu lumânarea. De asta te-am întrebat. Da, e același lucru. Focus înseamnă să te concentrezi doar pe singură idee. Focus. Și a făcut chestia asta, nu știu dacă a făcut 10 minute, și în 10 minute, în schimb, a venit cineva și a dat ce avea nevoie. Fără să știi cine vine, cum. Apropo de, totuși să ai credință că se va împlini. Ce a spus Mântuitor? Cere și se va da, atât, tu cere doar. Ce important e să știi ce cere. Stimați-le spectatori, noastră realizați ce spune Nicolina, ne scoate din toate nevoile. Păi dacă, gândiți-vă dumneavoastră că eu am să-mi imaginez că mă faci să râd, Nicolina. Nu, Gena, dar nu numai să-ți imaginez, să crezi. Să cred că mă voi plimba într-un Porsche. Da, dacă vrei un Porsche, intri în area ta de acceptare, tocmai asta vreau să subliniez, credința, asta înseamnă. Nu să ceri un Porsche, dar să te gândești, da, na, să am niciodată un Porsche. Păi e, cam așa. Dacă faci așa, nu mai ceri Porsche, cerești tu ceva. Cer un Ford, tot un Ford am. Da, deci, un Ford. Pentru ceva ce ți intră în area ta de acceptare, că dacă nu ți intră, nu ai să-l ai. Adică, cu alte cuvinte, să crezi ceea ce spui cu și să vizualizezi, să fii convins că nici o piedică nu va interveni. Haideți să vă dau un exemplu, apropo de Porsche sau de altceva. Aveam o mașină 4x2, un fel de SUV, vroiam o mașină 4x4, ca să urc pe munți. Eu mi-mi place să mă cocos cu mașina pe munți, nu se mai spargă nimic pe dedesubt, că la cealaltă s-o spart odată ceva și nu mai mă duceam pe ea. Și am cerut, vreau o mașină 4x4, o mașină nouă 4x4, cu care să urc pe munți. Și în rugăciunea mea mi-a apărut o imagine cu o mașină albă, dar nu am văzut marca. Am zis, aia o fi, aia o fi. Când, în schimb, am văzut niște însemne care le avea botul mașinii. Și caut eu pe internet, caut la mașini de astea care mi-intrau în area mea de accepțiune. Mai apropiate, așa. Și după aia spun soțul meu ce fel de zebrele am văzut eu acolo, că așa le și numesc. Și el zice, e mașina X. Zice, n-are cum să fie mașina X, că eu nu am bani pentru așa asemenea mașină. Deci, mintea noastră, ea e singura care ne fitilește și ne bagă în ceață. Mai muțica, nu spuneam eu bine. Și el zice, totuși intră și vezi dacă e acolo. Am intrat la ce marcă mi-a zis el, aia era mașina, că n-am văzut cât costă. Și cum să-mi vină mie mașina asta? Iarăși mintea începea, cu toate că lucrez cu ea de ceva ani. Și până și ție ți se întâmplă. Și mie mi se întâmplă. Deci asta e, cu cât nu crezi, cu atât amâni momentul împlinirii. Uh-huh. Prin februarie mă duc eu la service unde aveam cealaltă mașină și în aceeași încăperi erau și mașinile astea din marca respectivă. Mă învârt eu pe lângă o mașină din aia, așa știți, ca pe lângă ou, că, na.
Vine un băiat, zice, vreți să vedeți cum funcționează eu? Nu, nu, nu. Dar haide, doamnă. Bine, haide. Deci abia atunci mintea mea a acceptat că pot să urc într-o mașină dintre asta. Și mi-arată, mi-explică, era ca un avion, bineînțeles, n-am zis prea bine, dar am zis, bă, măcar am făcut primul pas. Deci trebuie să acționez congruent, că altfel dacă o luam la fugă de atunci, nu aș fi avut nici în ziua de azi mașina. Și îmi zice totuși spre final, vreți să facem un test drive? Eu zic, nu, 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 că mie eu la vară cumpăr, că îmi trebuie pentru concediu. Deci mintea, tot m-a fitilit. Plec acasă, am lăsat-o moartă, la un moment dat citesc într-o carte că mintea noastră este singura care se opune materializării. Și atunci, credeți, când am citit fraza aia, mi-a venit din start subiectul cu mașina. Deci mintea mea e singura care pune piedică să-mi vină mașina aia, să-mi o găsesc. Și zic, gata, m-am hotărât, eu sunt foarte hotărâtă. Când mi-am pus ceva în cap, nu mai stă nimic în cale, zic, gata, pe 3 mai mă duc și fac test drive cu mașina aia. M-am dus la test drive, nu mai era mașina aia albă, că eu una albă am văzut, era una neagră, zic, nu mai contează, fac cu asta. Băiatul ăla mi-indică un traseu care mă ducea până și spre casa mea, deci până și traseu pe care l-a ales băiatul ăla, doar nu știa unde stau. Am zis, uite mă, până și acasă ajunge mașina, numai eu trebuie să o accept acum. Și în schimb era neagră, nu era ce vroiam eu. Mă întorc, îmi spun el condiții, nu știu ce, ajung acasă, vorbesc cu soțul meu. Și el zice, ok, o să găsim o mașină între asta, că ți-a plăcut și așa, bun. Au căutat, până seara au găsit mașina. Și asta s-a întâmplat pe 3 mai, iar pe 7 mai, pe 7 iunie, mașina a ajuns în fața blocului, la cabinetul meu. Deci vreau să spun că până n-am decis eu să fac primul pas, mintea tot timpul a pus piedici. Și vreau să vă spun că am luat o mașină extraordinară, zic eu, foarte convenabilă. Deci numai mintea e cea care spune, vai, e mașină de 10.000 sau de 100.000 sau de nu știu cât și nu ne putem permite. Nu e adevărat. Lasă universul să lucreze. Undeva în lumea asta era mașina asta pentru mine și s-a găsit într-adevăr undeva în lumea asta. Deci doriți-vă. Felicitări pentru achiziție. Și acționați. Și acționați, pentru că dacă n-acționez, cum spun și eu la pacienților, îmi caut chirii undeva sau caut să cumpăr o casă. Dar ce faceți pentru asta? Păi m-am dat la agenție, caut, dar nu vă duceți dumneavoastră să căutați, să vă uitați pe undeva, pe un cartier care vă place. A, nu, până n-o să acționați, n-o să găsiți. Bun, asta e în cazul în care vrei să cumperi, dar când vrei și să când vinzi... Vrei să, și când vrei să vinzi. Cum să vinzi? Cum vrei să vinzi? Singur. Bun, cum vând faci întotdeauna... să mă duc să iau pământul de acolo și să vând întotdeauna terenul X sau casa X sau ce ai treabă. Da, eu, uite, am un teren de mult pus la vânzare și nu se vinde, nu știu de ce, n-am. Bine, m-a căzut. Nu te-ai focusat. Probabil, da, suficient. Încă nu i-a venit timpul și zic mereu că timpul lui este acolo, când este va veni. Sunt okay, convinsă păi că... tocmai. Vreau să mai discutăm un pic despre aceste gânduri, această maimuțică care ne ajută de multe ori să ne ducem la vale, nu să ne ducem la deal. Și am să-ți pun o întrebare vis-a-vis de trecut. Tu spui să nu punem trecutul, să nu ne gândim la trecut, să nu ne întoarcem, să nu ne întoarcem acolo, pentru că pierdem din energie. Dar spunând stop trecutului și trăind un moment din prezent care fără să vreau mă duce acolo. Așa. Și mă pune în legătură cu suferința de atunci și pune din nou acea suferință pe tapet. Da. Mă aduce în suferința aceea și nu este suficientă puterea mea de luptă. Păi, tu asta trebuie să faci, nu trebuie să lupți. Trebuie doar să te observi, să nu intri în emoția aia și în suferința aia. Observă mintea, cum începi să ducă. Și tu stai și observi, doar te uiți la gândurile ei. Niculina, nu mintea mă duce. Nu mintea, e acel ceva care e legat de trecut subconștient. Mintea te duce. Mintea te duce, emoția nu apare dacă mintea nu-i dă impulsul. Deci totul este mintea noastră, Gina. Deci dacă tu ai ieșit în afara emoțiilor, îți observi mintea care se duce în trecut, într-adevăr, la o suferință. Ei, când ai intrat, te-a dus la o suferință și tu ce ai făcut? Tu începi să accesezi în tine trăirea pe care ai avut-o atunci. Cum e exemplul pe care l-ai avut mai înainte, da? Da. Te duci la trăirea aia, intri în ea, începi iarăși să emiți tot felul de energie pe frecvența respectivă și atunci tu, de fapt, te scurgi de energie, n-ai făcut nimic constructiv. Zi stop.
cum ți-am zis, recalibrez totul. E un loc minunat, gata, s-a terminat, te oprești. Deci, în tine stă puterea să oprești lucrurile astea. Nimeni din afară nu poate să facă ceva în locul tău. E o iluzie să crezi că altul te salvează. Bun, ok. E o iluzie să crezi că altul te salvează. Este și asta o... E adevărat, Gina. Dacă te tai la un deget, poate cineva să-ți ia durerea? Poate? Nu. Așa este. Deci gândiți-vă, cei care aveți copii, și eu am copii, și toată lumea, când copilul e bolnav, câți părinți n-au zis, mai bine aveam eu, că eu suportam altfel decât copilul. Nu poți să iei durerea. Colici, ce-o mai avut copiii când sunt mici, nu? Da. Febră. Nu poți, așa se întâmplă și cu noi și cu interiorul nostru, nimeni nu poate să. Dar ce faci în momentul în care durerea îți dă o stare, o altfel de stare, o stare de panică, o stare de rău, o stare ieși de disconfort? Ei. Nu mai lași mintea, pentru că ea nu ia îți dă, mintea îți dă. Mintea rulează și cheamă emoția. Deci te oprești, te uiți la ea, te observi, asta înseamnă. Te observi și spui, ia uite acum ce gândesc. Ei, când ai pus întrebarea ce gândesc eu acum, s-a oprit tot. Ce gândesc eu acum și ce simt eu acum? Astea sunt cele două întrebări la care trebuie să fie atent. Bun, ce gândesc eu acum? La ce gândesc mi-am pus stop. În momentul în care am spus ce gândesc, deja mi-a dat de gândit și m-am oprit. Da. Dar ce simt eu acum? Da. Ce faci pasul următor? Pentru că ce simți? Ce simți tu acum, schimb gândul. Deci eu acum simt furie, ok. Eu din totdeauna sunt... Pace. Sunt liniște. Imediat, deci îți trebuie câteva fracțiuni secundă până chimismul corpului îi transmis din minte și gata, s-o liniște furia. Deci așa ne liniștim. Nu luăm hapuri. Alea nu se întâmplă nimica. Deci trebuie să schimbi gândul, Gina, frecvența gândului. Deci dacă tu ești furie, ești conștient că ești furie, da? Spui, sunt dintotdeauna pace, brus așează în interior. Încercați, testați, eu am testat toate astea, de-aia vă și spun. Încercați și o să vedeți, sunt dintotdeauna liniște, sunt dintotdeauna pace. Când am spus lucrurile astea, v-am mai explicat, cred, că noi suntem 80% formați din apă. Când ai spus, sunt dintotdeauna pace, simți cum intră în fiecare celulă ta, acest cuvânt pace are o vibrație foarte înaltă. Și anihilează celălalt, nici nu te mai gândești la furie, nici nu mai apare. Mai scriai tu pe blogul tău la un moment dat un eu sunt dintotdeauna inteligența creatoare. Da. Sunt dintotdeauna creația divină. Sunt întotdeauna în contact cu... Sunt întotdeauna creator. Și nu, nu mi-aduc aminte exact cuvânt cu cuvânt ce ai spus acolo. Și ce mi-a plăcut foarte tare, zis să începem în fiecare zi, asta mi-a plăcut. Și vreau să spun chiar o țin cont de ea și eu sunt plin de iubirea lui Dumnezeu. Da. Și ai spus-o cu atâta patos acolo, eu sunt plin de iubirea lui Dumnezeu, încât să simți că, într-adevăr, simți. Acea iubire te pătrunde. Fiecare simte iubirea lui Dumnezeu în felul lui. Dar o simți cumva și asta este esenția. Da, asta e important, că simți ceva când spui lucrurile astea. Pentru că dacă le spui lent, ca și cum cuvântul ăla intră în tine, poți să-l spui de 10 ori același cuvânt, care are o frecvență înaltă. El intră în celulele tale. Și tu devii aia. S-a anihilat furia. Aia e dată din niște pre-neurotransmițători, din niște chimism. Din chimism. Mai spune-ne câteva propoziții cu care să începem noi ziua, pentru că au efect. Da. Nu știu dacă v-am spus, eu am, cred că, vreo 3 ani de când în fiecare zi spun 3 afirmații care sunt baza pentru mine. Pentru că am auzit aceste afirmații la un maestru care a zis așa, decât să judecați, să criticați, să vă blamați pe voi sau pe alții, să judecați, mai bine spuneți următoarele 3 afirmații. Sunt dintotdeauna sănătate radiantă. Asta e prima. Asta înseamnă că implementezi în fiecare celulă a ta sănătatea. Și ești tot timpul strălucitor de sănătate. Și am ajuns la un colesterol de 550 la 160, spunând lucrul ăsta. Da?
după aia sunt întotdeauna bogăție fabuloasă și chiar într-o zi făceam și am zis, ia uite mă, chiar se întâmplă lucrurile astea și sunt întotdeauna viitorul acum, adică trăiesc în prezent. Astea trei afirmații le spun de 3 ani, oameni buni, și nu m-am plictisit și de fiecare zi când le spun, parcă acum le-am spus prima dată. Asta e și important, să trăiești fiecare cuvânt pe care îl spui. Și în momentul în care te-ai conectat, și am spus, sunt întotdeauna sănătate radiantă, fiecare celula mea primește impulsul ăsta de sănătate. Și atunci în mintea mea nu mai există boală. Vai, că dacă mănânc aia, pățesc aia sau... Nu mai există. Și sunt întotdeauna viitorul acum, iar și este foarte important pentru că trăiești în prezent, te aduci în clipa prezent. Eu mie mai adăugat încă o propoziție la ceea ce spui tu, sunt întotdeauna viitorul acum, eu sunt întotdeauna ruptă de trecutul meu. Așa. Eu dintotdeauna sunt dezlegată de trecut sau ruptă, da. Da. Da, asta mi-ai spus-o personal. Da. Dat fiind faptul că în cele trei afirmații sunt deja viața, sănătatea și banii, exact. Mă rog, banii, din propriu spus banii, nu neapărat tot ce este material. Nu numai ce înseamnă materia, bogăție înseamnă orice, creații, material, sentimente, deci bogăție nu înseamnă numai bani. Da. Deci abundență, sentimente, creații, locuri noi pe care le vezi, oameni noi pe care îi întâlnești, prieteni, ai zis, e o bogăție. Știți că cea mai mare bogăție e să ai un prieten. Este foarte greu un prieten. Așa este. Dar cel mai bun prieten al nostru, știți care este? Al tău? Da. Nu știu. Eu. A, tu. Și tu? Tu. Ești cel mai bun prieten al tău. Fiecare e cel mai bun prieten al lui. Și cel mai mare dușman al lui, tot tu ești. Nimeni nu poate să-ți fie dușman dacă tu nu ți-ești dușman. Deci dacă tu te blamezi, te critici, te înzoșești, te umilești, așa vei întâlni oameni care îți vor face lucrurile alea. Vreau să te întreb spre finalul emisiunii, pentru că nu mai sunt decât foarte puține minute. Vreau să-mi spui, cum vezi tu persoanele care sunt singure și de ce își acceptă singurătatea și care este remediul pentru ele, dacă este vreun remediu? Dacă vor. Dacă vor. Și dacă sunt oameni care, eu am întâlnit persoane, o persoană extraordinară cunosc, care este singură și are 60 de ani, dar a făcut lucruri extraordinare în viața ei. Și am întrebat-o într-o zi, tu n-ai vrut să te căsătorești, să ai copii și că așa e cu toată lumea? Și a zis nu. Și am rămas mirată și când mi-a dat explicația, zice, nu am vrut pentru că mie mi-a plăcut foarte mult să citesc, să studiez, a făcut școli prin afară. Și dacă m-aș fi căsătorit, n-aș mai fi făcut lucrul ăsta. Și vreau să spun că este o persoană extraordinară care a adus un curent în România, o școală în România. Dacă nu era ea, nu ar fi fost altcineva să aducă. Deci menirea ei a fost asta. Nu înseamnă că neapărat trebuie să te căsătorești, să ai copii, să stai la cratiță. Fiecare are altă menire. Dacă nu s-a întâmplat lucrul ăsta până la un punct, cunoști acum destule cazuri care au 30, 40, 50 de ani și sunt atașate de această a căsătoriei și nu li se întâmplă. De aia nu li se întâmplă, că sunt prea atașate. Își doresc prea mult. Când îți dorești prea mult, ai înghețat acolo și ai rămas atașat. Își doresc căsătoria și nu o au? Și nu au, da. La asta, despre asta vorbeam, despre persoane singuri în sensul ăsta. Și nu numai decât fiind de căsătorie, pentru că, după cum vezi acum, în secolul ăsta... Așa. Mai mult actul de căsătorie este destructiv decât constructiv. Da, cel puțin asta este părerea mea care am ajuns până, la care am ajuns până în momentul ăsta. Însă vorbesc în general pentru că, după cum vezi, foarte multe persoane, și bărbați și femei, aleg calea singurătății. Nu știu, nu-mi explic de ce. Eu am întrebat pe cineva și mi-a spus așa. Și mi-am trăit îngrijorările și suferința în doi și acum trăiesc fericirea în singurătate. Și mi-a plăcut cum sună. Pentru că m-a dus undeva în interior. Ceea ce vreau să spun tuturor este că întotdeauna ești singur. Dar niciodată nu ești singur. Dar niciodată nu ești singur când ești cu tine. Tot timpul ești singur, poți să fii și în 2 și în 10, tot singur ești dacă nu ești cu tine. Așa este. Vreau să te mai întreb doar, era vorba că pleci ultima oară când ne-am văzut, că urmai să pleci undeva. Și ai plecat. Așa. Cu ce noutăți ai venit de acolo? Ai fost la București? Ai fost... Da.
pe noutățile sunt treaba mai bună. Ai făcut un curs, te-ai specializat. Da. Deci tot legat de minte și de ce treburile, cum să spun, tot spre acest lucru am mers că viața e minunată și trebuie trăită. Stimați telespectatori, Niculina ne-a spus și de fiecare dată când vine ne dă așa o energie și o putere de a crede că viața este minunată. Merită trăită până în ultima fracțiune de secundă, să trăiești viața ca și cum ar fi ultimul moment, nu gândindu-vă la moarte, ci gândindu-vă că este foarte important să trăiești în adevărata intensitate și sens al cuvântului. Noi mulțumim lui Niculina că a venit, știu că va veni peste o lună pentru că mi-a promis că vine întotdeauna o dată pe lună și am încredere că ceea ce spune ea se realizează. Noi vă mulțumim pentru atenție, nu înainte de a vă spune, iertați-ne, vă iertăm, vă iubim și vă mulțumim. Vă mulțumim că existați și că sunteți dincolo de această sticlă pe care noi încercăm să facem viața cât mai frumoasă. La revedere și vă mulțumim că ne urmăriți.